Bună ziua, dragi copii! Astăzi vă avem ca oaspete la Liceul din Ștefănești pe domnul ambasador al Statelor Unite, domnul Derek Hogan. Salut! Salut! Suntem foarte bucuroși că ați venit la noi la Ștefănești, în Liceul Teoretic Ștefănești, unde sunt copii buni, care se interesează de robotică, care vreau să știe mai mult despre tehnologiile informaționale, să devină ingineri, să devină buni IT-iști, pentru că acesta este viitorul. Și dacă noi acum suntem în clasa viitorului, care a pornit de la un proiect mai mic de robotică, acum, deci, ei sunt în clasa viitorului, folosesc echipamente digitale. Noi avem aici, dispunem de circa 15 tipuri de echipamente digitale, care le folosim la lecții, la ore, le folosim în afara orilor, în clubul de robotică sau chiar mai facem niște activități de instruire auto-organizată și copiii singuri accesează informații, se dezvoltă, caută răspunsuri la întrebări și astfel oferim copiilor în clasa viitorului să poată să activeze în viitor. Pentru că școala noastră trebuie să fie o școală a viitorului, nu doar o clasă a viitorului. Da. Suntem foarte bucuroși de susținerea poporului american, care au donat bani și noi am devenit mici parteneri în implementarea acestui proiect. Îmi dau seama că sunt multe investiții din partea la mai mulți parteneri. Dar vreau să zic și noi local, am găsit partenerii noștri local, fost absolvenți ai instituției Consiliul Raional Florești, care a investit 96.000 în echipamente de tehnologii informaționale și a făcut reparația acestei clase viitorului, 120.000 de lei. Haideți să vedem, să invităm pe un ambasador ca să vedem aceste tehnologii, okay. Să vedem, da? Ce se ocupă copiii, probabil să începem aici, pentru că avem și copii de liceu. Vremea? Vremea? Yes. A 12. Deci Daniel și echipa de aici, după cum vedeți, sunt robotiți, participă la campionatele de robotică și au fost, de fapt, 2 ani urmă în Detroit. La cabina de robotică. Poți să ne povestești un pic, Daniel, și ce avem aici? Aici avem câteva din echipamentele oferite pentru clasa viitorului, pe care le putem folosi la lecții. De exemplu, acești ochelari. Poți să vă arăt și exemplu? Da. Le putem folosi la istorie sau la geografie. Așa. Putem călători în timp, dar și vedea lumea acvatică sau alte lucruri cum aș vedea pe internet. Internet aveți, nu e. Poftim? Deci, ce vedem? Ce vedem în ambasador? Asta este realitatea virtuală, da? Ce faci? Asta tu ai videourile care sunt... De pe YouTube putem găsi videoclipuri pe care le putem face format pentru acești ochelari. Așa. Da? Da. Așa. Și ce mai aveți? Avem un set Maki Maki pe care îl folosim la lecțiile de fizică. Maki Maki. Ok. Îl folosim la lecțiile de fizică. Aha. Pentru a explica cum conduce curentul electric prin alte substanțe. Okay. Și la fel și la lecțiile de chimie, pentru a explica de ce anumite substanțe pot conduce curentul electric. Și vă variază conductibilitatea în funcție de dacă puneți un măr sau puneți varză? Nu, e tot așa. Sună diferit atunci când puneți... Da, sună diferit, e diferit, e conductibilitatea. Puteți încerca dumneavoastră când dați la pianul de lecuri. Da, trebuie să conduceți curentul.
So you live with your body, okay. Yes? So your body is a conductor. Așa? No? No? Mai tare, poți. Ok. O mai tare, ok. Oh! Mai tare. Da, așa funcționează. E ca o inșită acolo. Da, așa. De ce? Și totuși să trebuie... conductibilitatea ar fi diferită. Da, așa. Cred că nu e și, de fapt, domnul ambasador a venit și cu... să completăm pasa de lucru, a venit și cu niște cadouri aici, ca să... Este echipamente sunt echipamente suplimentare care se oferă copiilor de la clasa viitorului care își fac niște hrăniști. Da, da, da. Din poporul american, vă mulțumesc pentru acest parteneriat atât de strâns și eu ved viitorul Republicii Moldova aici, în această sală. Și mă bucur că am avut această posibilitate de a mă întâlni cu dumneavoastră și de a vedea cum aceste echipamente poate ajuta în pregătirea dumneavoastră pentru viitorul. Este o onoare pentru mine. Mulțumesc! Onoarea este pentru noi, pentru că noi, ambasadorul Statelor Unite a găsit timp ca să vină să vadă acești copii care sunt excepționali și ei. Da. Ne bucurăm pentru succesele lor și pentru că dumneavoastră ați găsit timp să veniți la noi să ne vedeți. Este foarte important când vine cineva să te vadă și să vadă copiii chiar și de la sat ce pot face ei. Și oportunitatea este nu doar pentru copiii din liceu și din gimnaziu, dar și pentru copiii din clasele primare. Haideți să vedem când ați început, doamna Aurica, cu aceste proiecte practice pentru primare, da? Clasele primare, chiar din anul 2016, se vede robotica a fost în formă opțională și ei își aleg împreună cu părinții, aleg orele opționale și acum se predă în două clase curs opțional de robotică. Și iată, ei fac invențiile lor. Ce faceți voi, Botilia? Eu am făcut un robot care desenează rozete. Am folosit piese Lego, motor și bloc. Pot să demonstrez. Mulțumesc! Acestea sunt piseturile Lego Edu, care le, tot programul de robotică se bazează pe Lego Education și este oferit inclusiv de Fundația FIRST din Washington, care este cea mai mare fundație din lume pentru educație STEM. Și aici nu este componenta doar de asamblare și de inginerie, dar este și partea programabilă. Ei au făcut și un program. Pentru că... Eu am făcut la fel ca Otilia un
robot care desenează. Și la mine la fel merge. Îl programăm. Și tu cum te numești? Eu? Da. În clasa... Cătălina. Cătălina. Clasa Cătălina. Ție nu ți-e frică de programare, nu? Îți place? Da. A început. Lasă. Să vedem cum creează. Trebuie să dea și una. Wow. Așa, robotul face floricică, da? La urmă, da. Eu am făcut un parc în care ele se joace. Aici este blocul în care pot să conectez la calculator. Și tu cum te numești? Irina. Și el se numește spre Bluetooth, da? Sau motorul? Da, da. A, stați-l. Motorul și... Nu, stai. Aici... Da, X. Adică... Aici așa... Este programare pe fază de blocuri. Da, da. Intuitiv. Programare intuitivă, care se recomandă copiilor din primare și fetele capătă un interes deosebit față de tehnologie. Până face, ia să înțelegi tu ce ai făcut și tu ce ai făcut. Eu am făcut un parc de distracție pentru oamenii Lego ca să se poată să se joace. Am făcut aici și centrul de programare unde se pornească totul. Eu un gătare și să fac ca să programez ca să se poată învârte. Și aici am făcut un mini munte care astfel oamenii Lego se dau cu snowboard-ul. Super, fantastic. Ce? Și a început și programul tău să funcționează. Ceea ce este important este învățarea pe bază de proiect, învățare practică pentru copii și plus abilitatea creativă. În clasa viitorului noi învățăm altfel, copiii lucrează în echipe. Asta este clasa dumneavoastră preferită? Vă place clasa viitorului? Da! Dacă aveți să alegeți, aici sau în altă clasă? Aici! Aici! Super, fantastic. Și avem aici deja categorii mai avansate. Aici lucrează voi. Ce lucrați? Vă pregătiți de competiție acum, da? Ce faci? Ce tema ta vă? Și ce acum aveți? Ce se întâmplă aici? City Shaper. Competiția Cărți Legolit se petrece în circa 100 de țări în lume, peste 300 de mii de copii și noi prin programul de robotică am aderat la această competiție și deja șasele an face competiția de robotică și ei în fiecare an se schimbă tema, anul acesta este Shaper și ei trebuie la tema asta să programeze robotul ca să îndeplinească niște misiuni pe masa de joc. Wow. Eu creez acest scenariu și... Scenariul vine de la organizatorii competiției, cu dația și Lego, care ei cu piesele formează robotul și toate modulele pentru ca să îndeplinească. Da, da, înțeleg. Și ce face, ce sarcini, care era ideea voastră aici? La Macara, ce s-a această misiune, el a avut de transmit blocul de aici să-l pun în acest cercul albastru. Iar acum el a dat jos cercul deasupra celălalt și ne s-a acord de un punctaj. 50 de puncte pentru exactitatea programului. Da. Cine e programatorul de la Bărbunetului? Cine e arhitectul? Cine ești arhitect? Cine e șeful de echipă, liderul? Una avem. Cornel este cel mai cu experiență, când el a fost în Detroit și are mai multă experiență, pentru că participă de mult timp. Wow.
Și cum funcționează programul? Cum acest robot poate identifica scopul? Avem calculator de calculator. Fiindcă am vrea să spun că vom fi foarte bucuroși dacă veți fi prezenți la finala, oh, wow, care va avea loc 15 martie, ca să vedeți cum se comportă robotul nostru la masă. Aha. Și să țineți cont cu atât. Și unde va avea loc? În Chișinău. În Chișinău? În Chișinău. Ah. Tecul. Mai ușor ar fi. Da, vom avea 40 de echipe acolo, da? Două echipe invitate, una din România și una din Estonia. Aha. Și, practic, o să fie cele mai bune echipe care sunt din Moldova. Pentru că am avut deja semifinalele și eu trecut în finală, La semifinale au participat 600 de copii din toată țara. Și ei sunt unii din finaliștii care vor merge la finală. Anul trecut, finaliștii din Moldova au participat la globale, la campionatele globale în Dubai și au luat premii de aur. Trei medalii de aur. Da. Și doamna Veronica a însoțit această echipă. Deci 190 de țări au fost și la noștri au câștigat. Au fost mai buni decât 189 și au câștigat 3 medalii de aur. Excelent. Și ea e conectat și calculatorul, da? Noi cu ajutorul acestui program programăm ca să acest robot să parcurgă și să îndeplinească anumite misiuni. Programarea este simplă, pe lângă celelalte, se programează prin blocuri. Și aici avem de pus anumite viteza, direcția lui în care o să meargă, cât distanța, și sunt blocuri când robotul merge cu două motoare în același timp sau diferit. Are și, desigur, robotul are și senzori de culoare, detectează culorile. Oh, culoare! Are senzori de atingere atunci când el se atinge, îndeplinește anumite misiuni. Și senzori de distanță, măsoară distanța de un obstacol. Și cât timp vă ia să programați o misiune, să vă pregătiți de competiție? De cât timp vă pregătiți? Da. De cât timp? Venim zilnic. De fiecare sâmbătă veniți la școală. Și după lecții. Și după lecții, până seara. Da. Sună părinții să vadă unii copii. Pentru că ei, în afară de partea asta de robot, au de pregătit și un proiect la tema City Shaper. Și lucrează și la proiect. Misiunea să se numește, noi am numit-o blocurile albe. El trebuia să aducă blocurile în cercul ăsta alb și să întoarcă căruciorul. Da. Și pentru asta ne primim puncte, da. Deci 15 puncte aici și 35-45. Wow. Și asta, care este misiunea? Asta este... Noi n-am făcut această misiune deoarece am scos chestii mai grea. El trebuie să se ridice pe aici sus. Dar în timp ce se ridică, el aici, în acest video, le pun pe el ca să se ridice. Ok. Vă trebuie de tot problemă. Dacă mai dăuși nu altă idee, că el să fie aici și... un obiect să-l ridici, să-l puieci și noi am început programul. Da, până 15 martie mai ies. Încă lucrează. Da, e ca obiectul ăsta, eu să vin aici, să-l cunoșteu și o să avem 30 de puncte. Și primeți note mai bune la informatică, dacă vă ocupați cu robotica. Vă ajută până mai mult noi avem și lecții robotica, tot ca obiect. Și la fizic și la informatică. La fizic. Cum vă ajută la fizică robotica? De exemplu... La confecționarea robotului. Da. Noi când confecționăm robotul trebuie să știm unde spunem roțile mai... Sau cum s-a amplasat blocul. Cum robotul să aibă mai mare putere, dacă punem roțile în spate sau în față. Aflăm... Rotațiile, mecanica. Da.
Și aceste clase sunt aici sau în școlile din Aici. Ok, tot aici. Noi avem 178 de școli care fac robotică educațională și dotăm școlile cu robotică. Ei sunt, voi faceți robotică din ce an? Din 2016. Din 2016 sunteți în program și o aveți în calitate de disciplină opțională. Deci este intercurricular. Foarte frumos. Fantastic. Povestiți despre proiectele voastre. Povestiți despre proiectele voastre. Acest proiect e o fost de Detroit. Vă spuneam că este partea de bot și este partea de proiect. Și ei o să vă explice. Hai că ne-l explică. Și Gabriela. Și Gabriela și Nicoleta. Amie Gabriela. Ideea era ca... Spune tema competiției. Tema noastră se numește Eco Aqua Filter. Eco Aqua Filter, ok. El filtrează apa mudărită de către păsări. Uh-huh. Atunci când păsările mudăresc apa, este greu pentru oamenii că trebuie să schimbe apa spre un alt acurat. Și noi ne-am gândit că... Aici păsările voastre, da? Da. Vorbim de păsări pe lângă casă. Ați pregătit asta de... Păsări domestice. Păsări domestice. Rațe, așa. Și voi ușurați viața fermierului într-un fel, da? Da. Uh-huh. Foarte fain. Și aici ce aveți? Da. Noi am fost în America. Ah, ok, pentru participare, da, în America, da. Am înțeles. Ok. Super, fantastic. Și aici mai aveți un proiect, da? Da. Se numește Smart Key aici. Smart Key. Da. Noi am făcut după inovația Casa Inteligentă. Și am modificat și a devenit Smart Cage. În primul an a folosit. Acela a fost pentru iepurași. Cum creștem iepurași. Și cum funcționează? De ce este smart? Aici avem, putem spune, mâncunețe, granule și apa. Apa se încălzește când iarnă, ca să nu îngheță. Ea se încălzește și la iepuri vine apă caldă. Aha. Avem cameră video, noi din casă putem să vedem ce se petrece aici. Aha. Avem un ventilator care schimbă căldura în interiorul cușii. Uh-huh. Avem, aici se încălzește podeaua pentru iepurașii mici, okay. Timp de iarnă, nici nu îngheță. Da, deci și senzori care dau drumul treptat la mâncare și la apă? Da, Automat granulele trec în jos. Și noi, de exemplu, uiteam să verificăm cum trebuie să Super, fantastic. Eu înțeleg că voi să deveniți inginer și o să implementați în viața reală. Gabriela, dar arată ce cupe voi ați primit pentru proiecte? Asta am primit într-un an pentru la categoria proiect. Pentru proiectul acesta, da, ați primit. În al doilea an am pentru profesionalism DEM la valori fundamentale. Fantastic. Sunteți interesate, pasionate de tehnologie. Noi am discutat ce vreți să faceți în carieră, dar vă gândiți la ei? Da, desigur. Credem că asta este cea mai bună oportunitate pentru noi, ca să ajungem mai departe. Și Corina este în clasa 12, da? Da. Și tu acum îți alegi cariera. Eu încă sunt pe gânduri, dar cred că oarecum trebuie să fiu legată de IT dacă am această experiență, dar la fel îmi plac și limbile străine, cum ar fi engleza. Și este un plic. Și vreți să studiați aici, în țară sau pe toată? În țară, excelent. Avem condiții, avem... oportunități bune în țară. Excelent. La Chișinău sau...? La Chișinău. Okay. Corina a fost în Declovation Challenge. Uh-huh. Este un concurs doar pentru curte în IT și eu câștigat. Ce ai câștigat? Hai spune lumea. Echipa noastră din localitate, la fel am fost 4 eleve și am câștigat Declovation Challenge, the World Pitch 2014. Și am câștigat premiul cel mare, 10.000 de dolari. Wow. Care i-am 10.000 de dolari care i-am investit în proiect, în aplicație pentru
telefon mobil Android, aha, care la fel este legată cu apa, aha, și presupune testarea calității apei din localitate. Aha. Am mers la fiecare fântână din sat și am testat apa și am creat aplicația care informează despre calitatea fiecărei fântâni a apei. Și... Fantastic. Au luat primul loc în lume din 849 de echipe. Da, și au fost în San Francisco, California. Da, și au luat premiul. Incredibil, da? Silicon. Pentru că stați aici așa de bucuros, să facem o poză împreună cu domnul ambasador, Media Forum. Aici, da? Și eu zic, ia-te, 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 Domn Marcel, treceți dumneavoastră. Domn Marcel. Marcel is the teacher. Domnul Marcel este profesorul de robotică și clasa de foarte important. Inspiră copiii. Treceți acolo, domnul. Stați bine. Stați bine. Stai bine. Liniște, ne-am deșcunit, da? Noi, de numele tuturor copiilor care beneficiam de granturile oferite de poporul american, vrem să vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră și să vă oferim acest simbol al primăverii, cum îl numim noi, mărțișor. Vedem că aveți deja unul, dar acesta este de la Ștefănești. Da. Și semn de carte. Și este ca un semn de carte, puteți să-l folosiți când... Da. Cu mare drag. Mâine. Care le-am obținut eu din anul 2016 până în anul prezent. Uh-huh. Iar aceasta este din Detroit, când am fost în America. Wow. Și v-ați plăcut Detroit? Yes. Da. Fantastic. Și sper să vă revedem, vă revedem 15 martie la competiția națională de robot. First I believe. Până atunci, perfecționați robotul! Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit la noi și ne-ați văzut acești copii. Cred că ei o să înregistreze și alte succese și o să mai avem ocazia să ne întâlnim cu dumneavoastră, fiindcă noi, pe lângă proiectele care le facem Clasa Viitorului, Robotică, am mai avut ocazia să mai implementăm un proiect foarte important pentru instituția noastră. Am reabilitat cantina, am schimbat ferestrele cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, care ne-a oferit 3 milioane de lei și am făcut un proiect mare cu zero contribuție. Da.
Și a fost, o salvare pentru instituția noastră, pentru că fiind o școală cu puțini copii, bugetul este mai restrâns, dar deoarece am făcut termitizarea ferestrelor, am schimbat ferestre, căldura să se menține și facem economii din bugetul instituției. Mulțumim tuturor celor care donează pentru noi, pentru Moldova și oferă posibilități copiilor de a se dezvolta și a frecventa regulat școala și a fi competitiv cu alți elevi de alte localități și din lume. Doar v-am demonstrat că eu am fost la concursuri internaționale și sunt buni. Ei sunt buni, părinții le oferă posibilități ca să vină și ar fi greșit dacă n-aș menționa aici și aportul colectivului didactic al instituției care investesc în acești copii, dacă astăzi vorbim despre profesorul de informatică, deci nu este doar numai profesorul de informatică, tot colectivul muncește pentru copiii satului, pentru buna dezvoltare a copiilor și ei sunt mândria noastră. Mulțumim. Și eu pot să vă spun că sunt lângă noastre, la fel, pentru că avem un parteneriat foarte extensă și de lungă durată și noi sperăm să continuăm cu acest parteneriat. Și, desigur, asta nu va fi sfârșitul întâlnirii noastre, pentru că eu vreau să vă ved acolo, la Chișinău, la competenția națională și eu mă simt foarte onorat să mă aflu aici cu dumneavoastră, pentru că eu deja am spus, asta este viitorul țării și când eu vă ved, eu ved un viitor luminos. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Vreau să... Nu crești, dar e la crăție. Simt, hai.